Bine ați venit la Casa Domnului, bine ați venit la Nădejdea și vrem să vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos pe fiecare care în seara aceasta ați găsit cu care să veniți în locul acesta unde lăudăm numele Lui Dumnezeu. Vă binecuvântăm și vă spunem să vrem să vă simțiți bine împreună cu noi în seara aceasta și împreună vrem să slăbim pe Dumnezeu din toată inima. Amin. Isaia 53 cu versetul 5 spune despre Domnul Iisus Hristos: dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Amin. Domnul Iisus Hristos a plătit pentru fiecare dintre noi. A plătit pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. Plata păcatului era moartea, dar El a plătit pentru tine și pentru mine, ca noi să avem viață veșnică. Cred că în seara aceasta merită să lăudăm pe Dumnezeu, pentru că El a murit pentru fiecare dintre noi. Și cântarea spune: Tu ai venit pe pământ să ne salvezi, Tu pe cruce te-ai jertfit, iertat să fim, de pe cruce în mormânt, din mormânt sus la cer, să fii înălțat mereu. Asta vrem și noi în această seară, să-L înălțăm pe Dumnezeu prin cântarea noastră. De aceea, haideți să ne ridicăm pe picioare și vreau plin de bucurie să dă slavă Domnului în toată inima. Hristos a înviat din morți.
vecii vecilor. Iată-ne și în seara aceasta, în locul acesta, binecuvântând numele Tău cel infinit de sfânt. Mulțumesc pentru că ne dai posibilitatea, încă o seară, să ne închinăm din locul acesta înaintea Ta. Mulțumim pentru liniștea și pacea din țară. Mulțumim pentru pacea pe care o avem cu Dumnezeu Tatăl și mulțumim pentru pacea care este înăuntrul nostru. Doamne, toate aceste lucruri Tu le-ai realizat pe lemnul crucii Golgota. Mulțumim pentru călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt. Mulțumim pentru cercetarea Duhului. Mulțumim pentru că Duhul Tău cel Sfânt ne-a condus pe fiecare dintre noi la Domnul Iisus Hristos ca să primim mântuirea în dar. Doamne, mulțumim că ai plătit cu viața pentru fără de legile noastre. Mulțumim că prin sângele vărsat pe lemnul crucii Golgota ai șters și ai iertat vina păcatului nostru. Mulțumim că Tu ai luat asupra Ta toate păcatele omenirii și le-ai pironit odată pentru totdeauna pe lemnul crucii Golgota. Mulțumim că noi astăzi trăim, dar nu oricum, ci eliberați de puterea păcatului, de prezența păcatului și de plata păcatului care este moartea. Glorie și slavă Ție pentru cei mici și pentru cei mari, pentru fiecare persoană care în după amiaza aceasta va sluji Biserica Răscumpărată și te va sluji pe Tine. Duhule Sfânt al lui Dumnezeu, pe toți slujitorii din seara aceasta, te rog să-i umpli și în locul acesta să trăim clipe minunate, clipe de cer. Mai binecuvintează odată orașul Sfânt Nicolaul Mare. Mai binecuvintează odată România. Mai vizitează odată orașul acesta și te rog, mai cheamă oameni la mântuirea Ta, iar ceea ce este mântuit din orașul acesta și din țară, Doamne, statornicește în alergarea către împărăția Ta cea veșnică. Și în seara aceasta ne aducem aminte de aceia care suferă într-un fel sau altul, într-un mod special și deosebit. În seara aceasta ne rugăm pentru fratele nostru din Nepal Prim, care în după amiaza aceasta a primit vestea că tatăl lui a plecat în veșnicie. Doamne, te rugăm mângâie. Doamne, te rugăm întărește. Este la o distanță așa de mare de casă și nu se poate duce la înmormântarea tatălui. Doamne, te rugăm să-l umpli de Duh Sfânt și fii Tu, Doamne, Tată. Mulțumesc pentru că te vei îngriji și de bolnavii din popor. Dacă boala nu este spre vindecare, te rugăm, întărește-i pe cei ce suferă în trupurile lor. Dă-le mângâierea Ta și întărește-i în credință. Al Tău nume fie slăvit și lăudat pentru toate, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. Vă rog să reocupați locurile și împreună să lăudăm pe Domnul cu altă cântare. Iisus Hristos ce-ți spune,
Scripturii, a treia zi, este viu în vecii vecilor și șade în ceruri, la dreapta Dumnezeului Tatăl, fiind glorificat de Dumnezeu, făcut Domn și Hristos. El este Domnul nostru și în numele Domnului nostru vă binecuvântăm pe toți care în seara aceasta ați ales să fiți cu noi la închinare înaintea celui ce este viu în vecii vecilor. Vreau să cred că fiecare dintre noi care în seara aceasta am venit la adunare, vom pleca înapoi la casele noastre cu cel puțin o binecuvântare. În locul acesta, într-un mod special și deosebit, Dumnezeu ne binecuvintează cu cele duhovnicești în locurile cerești. Ascultăm cântarea, ascultăm poezia, ascultăm mărturia cuvântului și toate aceste lucruri au efect pozitiv asupra vieții noastre de credință. Am venit și în seara aceasta, în locul acesta, ca Dumnezeu să ne vorbească. Și vreau să cred că ne va vorbi. Ne-am rugat și așteptăm ca Dumnezeu, prin robul lui, în seara aceasta să ne vorbească. Nu știu care este subiectul, dar vă readuc aminte de subiectul din dimineața aceasta. Despre învierea Domnului Iisus am avut argumente și am avut avantaje. Am argumentat că El este viu în vecii vecilor și am prezentat avantajele învierii pentru fiecare dintre noi. Îl glorificăm pe El pentru că este Domnul nostru și Mântuitorul nostru, slăvit în veci să fie numele. Amin. Amin. În seara aceasta îi binecuvântăm și pe aceia care ne urmăresc pe paginile de socializare și prin intermediul televiziunii Sănicolau TV. Vedeți că avem aparatul televiziunii instalat în adunare. Se va transmite părtășia din seara aceasta pentru orașul Sănicolau Mare și nu numai. Toți aceia care au programul STV vor putea viziona cântarea, poezia, rugăciunea, dărnicia și, în ultimul rând, predicarea cuvântului. Domnul se binecuvinteze și pe aceia care ne urmăresc. Amin. Și vreau să cred că și pentru ei vom fi toți o mare binecuvântare în seara aceasta. Vă spun deci un bun venit fiecăruia dintre dumneavoastră, ori de unde ați venit. Așa cum nici fratele diacon n-a spus locurile de unde ați venit, nu voi spune nici eu în seara aceasta să nu care cumva să greșesc și să omit o localitate sau alta și să vă supărați pe noi. Aș vrea însă, înainte să las grupul copiilor să recite și să cânte, să vă aduc și o veste tristă. Știți, unii se bucură în această zi, alții însă plâng. Așa este viața noastră pământească. Este printre lacrimi și bucurii. În după amiaza aceasta, fratele Prim, fratele nostru din Nepal, fiind la masă la familia Bora, a primit o veste. Tatăl lui a trecut în veșnicie. Ne rugăm ca Domnul să-l mângâie, să-l întărească,
a rămas orfan de tată, dar nu părăsit de Dumnezeu. Dumnezeu este tată. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Domnul să se îndure de el și dacă îl vedem pe stradă, în zilele care ne stau înainte, să-l îmbrățișăm și să-i urăm că suntem alături de el în lacrimile și în durerile lui. Dar va veni o zi, spune Scriptura, când nu va fi lacrimă, nu va fi tânguire și nu va fi durere. Dar asta se va întâmpla în împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu. Deocamdată suntem pe pământ și încă mai plângem, încă mai suferim. Însă, cu nădejde, privim spre viitor, la acea zi glorioasă, când Domnul Hristos va reveni să-și răpească biserica și să ducă în împărăția cea veșnică a Tatălui. Dar până atunci, în seara aceasta, las copiii să ne slujească. Amin. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Iisuse viu, a înviat, duceți astăzi vestea mare, din morți s-a sculat de vie sărbătoare. Bucurați-vă, strigați, să știe toată omenirea, că Iisus nu e între morți, e vie mare fericire. Din locul rece întunecat s-a ridicat spre lumină, al nostru Domn a înviat, n-a putut moartea să țină. E viu acum e în splendoare, în țara frumoasă de sus, e viu pe vece mai mare, al nostru Domn Hristos Iisus. Amin. Amin. Nu fi trist, sufletul meu, nu știi tu, n-ai auzit că Iisus a înviat și mormântul a părăsit? Nu știi tu că pentru tine boldul morții a învins și în mare îndurare cu iubire te-a cuprins? Nu simți blânda mângâiere dăruită în zori de zi, nu auzi un glas în taină de îndeamnă a iubi? Și în nopțile târzii îți trimite pace sfântă și prin harul său divin viața îți binecuvântă? Suflete, nu mai fi trist, știu că uneori suspin, știu că vorbe te rănesc, rătăcim printre străini. Dar privește către cerul și zâmbește Dumnezeu, de acolo te veghează și te ia pe brațul său. Și atunci de ce să plângi? Cântă, roagă-te, zâmbește, primăvara e întoi, Domnul încă te iubește. Și ascultă, ploaia, vântul, tot ce Domnul a creat, își optește, fii ferice că ce viu cu adevărat. Amin. Amin. Thank you.
ziua biruinței, de păcat am fost iertați. Voi cânta de bucurie toată viața neîncetat. Dincolo de sărbătoare este pacea ce ne dai și asigurarea mare că ajunge vom noi. Amin. Slavă, glorie să-i dăm celui ce a biruit, pe Iisus să-l înălțăm, din mământ fiu a ieșit. Bodul morții a înfrânt și din morții a înviat, plin de bucurie sfântă să-i cântăm neîncetat. Amin. Amin. Rabuni, a strigat Maria când l-a văzut pe învățător, cu o bucurie nesfârșită privindu-l pe Mântuitor. Veniți să-l preamărim pe Iisus și să-l slujim neîncetat, căci din mormânt, precum promise, a treia zi a înviat. Amin. Tot ce Domnul a creat este azi în sărbătoare, fiindcă Iisus a înviat, Creatura-i de onoare. Să îngenunchem în fața celui ce a treia zi a înviat, Iisus Mântuitorul nostru, ce viață veșnică ne-a dat. Amin. Amin. Prin învierea lui Iisus avem viață de plină. Trăiește El ce răstignită noastră lumină. Hristos a înviat din morți. În slava Lui cerească, El a venit din cerul Său ca să ne mântuiască. Amin. La sfârșitul zilei sabatului, când începem să se lumineze, înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Și iată că o mare cutremur de pământ a venit și a prăvălit pietrele la ușa mormântului și a șezut pe ea. Împăzișarea lui era ca foc și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus, cel care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese, veniți locul unde zăcea Domnul. Amin. Amin. De ce căutați?
ascultându-i pe copii, mi-am dat seama de un lucru. Când mai sunt chemat la seri speciale de evanghelizare, pot să merg și cu grupul mic. Ei sunt capabili să ducă o slujbă întreagă, cu poezie și cu cântări, și dau slavă lui Dumnezeu. Iată că Dumnezeu ne-a dus și la limane mai binecuvântate. Mi-am adus aminte, în după amiaza aceasta, la Gotlob, am avut o binecuvântare de fetiță și le spuneam fraților de încurajarea pe care fratele diacon mi-au făcut-o acum vreo 10 ani, când fetițele erau mici. Deodată mai curgeau apele de pe mine, de gălăgie, de... Și fratele diacon tot zice, frate, păstor, noi trebuie să avem răbdare vreo 3-4 ani și o să fie bine. Mai vreo 3-4 ani și o să fie bine. Iată că au trecut anii și acum chiar că-i bine, ne bucurăm că ne slujesc în adunare. Glorie lui Dumnezeu. Noi am avut răbdare cu voi când ați fost mici, mai aveți și voi răbdare cu noi când suntem mari. Vreau să dau posibilitate fratelui Emma și sorei Tabita să laude pe Domnul cu o cântare. Și ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Iar după cântarea lor, aș vrea să dau posibilitate sorei Rozalia. Ne bucurăm că este împreună cu noi la închinare. Să-i dau posibilitatea să laude pe Domnul cu o poezie. Și ne rugăm ca Domnul să o întărească. Amin. Yeah.
Iisus a înviat. Adevărat, amin. Sărbătoare mare și ne bucurăm de învierea Lui. Și rog pe Bunul Dumnezeu să intre în familiile unde nu sunt, unde sunt faine mântuiți. Amin. Binecuvântează astăzi casa Ta, Stăpână, Doamne, prea frumosul Tău cuvânt să răsune la arvoane. Bravii Tăi ostași măriți, tot să ducă înainte vestea bună pe pământ cu o dragoste fervinte. Scoate Tu mai mulți fruntași, lucrători pe ogorul Tău, pentru a Ta lucrare mare, ucenici făcând mereu. Calea, viața și adevărul din Scriptură să vestească, un întregul univers creștinismul să polorească. Pretutindem tot să ducem mântuirea Ta supremă, pentru numele Tău sfânt să ne fie viață demnă. Fără traiță, fără pungă, să pornim cu toți la drum și în lontrul tot să arde plăcări vii și fără scrum. Pentru asta Te rugăm, varsă-ți milă minunată peste ai Tăi ostași oricând, dă-ne o râvnă înfocată și aprinși prin Duhul Tău să pornim în al Tău nume la popoarele păgână, pretutindă-ne în lume. Către devotare, Doamne, au avut ai Tăi urmași, dă-ne îndejuns și nouă multă râvnă și curaj. Plin de dragoste și râvnă, să vestim pe întreg pământ jertfa mântuirii Tale, minunatul Tău cuvânt. Iisuse drag, pentru noi ai murit și ai înviat, Te așteptăm cu drag să vii curând în nor așteptat. Amin. Domnul să o binecuvinteze pe sora Rosalia, care ne-a recitat, a citit fără ochelari. Slavă Domnului pentru vederea bună și cea fizică, dar vede bine și spiritual, pentru că este lumina lui Hristos în viața ei. Gloria lui Dumnezeu. Vreau să dau posibilitatea sorei Alina să laude pe Domnul cu o cântare, iar după sora Alina, fratele Sami va lăuda pe Domnul cu sora Emma. Domnul să-i binecuvânteze. Mama, El mi-a mântuiat și-n inima fără.
Iisus Hristos este Domnul. Amin. Hristos a înviat. Suntem deosebit de bucuroși să vă vedem îmbrăcați în haine de sărbătoare, să fim în haine de sărbătoare și mă întrebam ce reprezintă ziua de astăzi, stând aici pe bancă. Ce cuvânt aș putea să pun în dreptul învierii Domnului Iisus Hristos și să fie comparativ bun? Ce ați spune dumneavoastră? O zi de? De biruință? O zi de victorie, de aceea. Amin. Cu Iisus pe cruce a fost victoria împotriva diavolului și împotriva păcatului. Și cred că victoria ne va reprezenta și pe noi. Dacă vom merge în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Domnul să ne ajute. Amin? Amin. Am văzut că nu prea ați dus lipsă de lugojeni, chiar dacă am lipsit eu puțin ca mult, au venit lugojenii la voi în nerepetate rânduri. Și am auzit că și duminică vine, fratele. Deci nu duceți lipsă de lugojenii noștri. Aerul de la Lugoj cred că vă prinde bine. Dar mai important este ca Duhul lui Dumnezeu să vă cerceteze inimile. N-avem noi nimic mai mult la Lugoj decât aveți dumneavoastră aici și niciunde în lumea asta decât este Domnul nostru, învierea Lui, puterea învierii Lui. Să o simțiți în inimă, să o simțiți în viețile voastre și în orașul vostru să se simte că sunteți oameni care îl aveți pe Iisus Hristos cel înviat. Binecuvântat să fie. Sânge, el va răscuvăra, mi-a dat
mulțumim pentru slujire. Am stat și m-am uitat la ei cu câtă râvnă, cu câtă bucurie, cu câtă putere slujeau. Și în imaginea mea a venit ziua nunților. Și sunt tot fie, nu? Cât 10? 15 ani. Și acum am în imagine acea zi de bucurie, acea zi de nuntă. Și dau slavă lui Dumnezeu că după 15 ani Dumnezeu va binecuvânta cu două fetițe și deja și fetițele calcă pe urmele pașilor părinților de a deveni slujitorii lui Dumnezeu. Spun slavă Domnului pentru lucrul acesta. Am ascultat o altă cântare, dau posibilitate sorei Lavinia să laude pe Domnul și pe calea aceasta îi mulțumim pentru efortul pe care îl depune în educarea copiilor bisericii. Programul acesta a avut multe ore de repetiții. În spatele acelor 15-20 de minute au fost ore întregi de lucrare, de repetiții și noi din locul acesta i-am susținut pe rugăciune sora Lavinia cu răbdare, cu pricepere, dar în final a ieșit ceva frumos și dau slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu să o răsplătească și să o binecuvânteze. După cântarea sorei Lavinia, grupul va lăuda pe Domnul cu două cântări.
Acestor două cântări au stat ore de lucru, de muncă, de repetiții și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să răsplătească efortul și ostenia la noi. Știți că la Sfântul Nicolae, din punct de vedere spiritual, și vorbesc ca omul care îl slujesc pe Domnul și biserica, avem două tradiții frumoase de sărbători. Una la sărbătoarea întrupării, și nu numai, ci și la sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos. Cu o sâmbătă, înaintea sărbătorii întrupării sau a Crăciunului, ne unim toate bisericile sub cupola Bisericii Catolice din oraș, în concert de colinde. Și este o lucrare frumoasă la inițiativa domnului primar, care și conduce acea închinare. Am ajuns la a noua ediție și spun slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Au încercat și alte orașe, dar n-a funcționat. Însă la noi funcționează și dau slavă lui Dumnezeu. Ne simțim bine unii cu alții, ne bucurăm împreună, ne cunoaștem mai bine și uite, când vreunul din slujitorii orașului plânge, suntem alături și în lacrimi de el. Și un alt obicei frumos și o altă tradiție frumoasă, cel puțin eu de 10 ani slujesc biserica, este ca la fiecare Crăciun și la fiecare Paști, sau la întrupare și la înviere, atât domnul primar, cât și parte din Consiliul Local, să viziteze toate adunările și să le ureze de bine. Nu toți fac asta. Unii doar în campanie. Însă la noi nu se întâmplă doar la 4 ani, ci în fiecare an, la sărbătoarea întrupării și la sărbătoarea învierii, domnul primar vine să ne ureze de bine. Și nici de data aceasta n-a ezitat să ne deschidă ușa împreună cu Consiliul Local. Vă binecuvântăm în numele Domnului pe toți. Vă urăm un bun venit. Hristos a înviat și Cel care este viu în vecii vecilor să vă binecuvinteze viața, familia și lucrarea pe care o faceți în folosul comunității. Amin. Vreau să las loc domnului primar să ne facă urarea de sărbători. Hristos a înviat! Mă bucur din suflet că ne-a ajutat Bunul Dumnezeu și în acest an să fim sănătoși și să putem să ne întâlnim. Spuneați mai devreme de acest obicei. La o biserică, înainte de dumneavoastră, pentru că aseară am început și ne-am propus ca de aseară până la ora 20 să trecem pragul a 7 biserici din Sfânt Nicolau. Acum suntem la a 6-a biserică. Facem acest lucru cu mare drag, cu mare, mare bucurie în fiecare an, ca formă de apreciere și ca formă de respect față de dumneavoastră. Spuneați ceva legat de campania electorală. Unul dintre cele mai urâte lucruri pe care le consider eu este ca să vii atunci doar când ai nevoie, să vii doar odată la 4 ani în fața oamenilor și întotdeauna cu gândul ascuns
doar de a încerca să beneficiez de un sprijin sau de un ajutor, iar pe parcursul a 4 ani de zile să uiți că acei oameni există, să uiți că acea biserică există și poate atunci când oamenii din biserică sau biserica au nevoie, tu să nu fii prezent acolo. Urăsc acest lucru, de aceea, așa cum am spus mai devreme, sper să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim sănătoși atât timp cât voi fi la conducerea primăriei, întotdeauna să venim și să nu întrerupem acest obicei, această tradiție. Amin. Spuneați mai devreme de echipă. Să știți că mă bucur întotdeauna că sunt însoțiți de colegii mei. De ce spun acest lucru? Pentru că tot ceea ce se întâmplă la nivelul acestui oraș, toate lucrurile bune pe care încercăm să le facem pentru oameni, le luăm în cadrul unei decizii, le luăm în cadrul unei echipe. Echipa este mult mai mare, suntem peste 50 de oameni care ne întâlnim lunar și în care în această echipă discutăm și stabilim lucrurile și direcțiile pe care, în care se îndreaptă acest oraș. Și de aceea întotdeauna le-am spus tuturor că echipa este extrem de importantă, iar dacă sunt lucruri frumoase în acest oraș, aceste lucruri nu se datorează doar unui singur om, doar primarului, ci întregii echipe. Așa cum dumneavoastră ne-ați spus de nenumărate ori că atunci când ați început să construiți această biserică, v-ați bazat pe toți din această biserică și toți au pus umărul și toți au muncit pentru că astăzi să vă bucurați de o biserică nouă, același lucru facem și noi la primărie, împreună cu echipa luăm toate deciziile. Iar dacă vreți, un exemplu pe care l-am spus este că acea majoritate pe care o am în cadrul Consiliului Local din echipa mea mi-a dat acea putere, astfel încât toate lucrurile pe care ni le dorim să le putem și transpune și în practică. Și de aceea v-am mulțumit de fiecare dată tuturor celor din Sfânt Nicolau care m-ați susținut atât pe mine cât și echipa mea, astfel încât să putem să ducem la bun sfârșit lucrurile pe care ni le-am propus pentru Sfânt Nicolau. Așa este. Voi merge în continuare și îmi doresc încă 4 ani de zile să rămânem împreună, pentru că mai avem câteva obiective importante pe care ne le dorim să le realizăm la nivel de oraș, dar sunt convins că cu ajutorul Bunului Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor din Sfânt Nicolau vom merge în continuare încă 4 ani de zile împreună, așa cum am spus și cu echipa din cadrul Consiliului Local. Foarte pe scurt, în două vorbe, am încercat și întotdeauna încerc să fiu atent când vin și trec pragul unei biserici, măcar cu câteva lucruri să plec în plus față de cât cu cele cu care am venit. Și mă uitam de fiecare dată cât de frumos suntem îndemnați cu toții să ne comportăm în societate, cât de frumos scrie în Biblie să respectăm anumite reguli de conduită în societate, dar din păcate pentru noi nu reușim să facem acest lucru. Și ceea ce este interesant, că lucrurile bune parcă prind mai greu la unii oameni și mai greu reușești să-i motivezi ca să le facă. Pentru că dacă am reușit cu toții măcar o parte importantă din regulile prevăzute în Biblie, dacă am putea să respectăm măcar o parte din aceste reguli în societate, cu siguranță că viața noastră a fiecăruia dintre noi ar fi mult mai bună și mai ușoară și mai frumoasă. Eu mă opresc aici, mulțumindu-vă încă o dată din suflet pentru primire și că ne-a acceptat să venim și să vă trecem pragul acestei biserici. Și în numele meu, în numele întregii echipe, vreau să vă urez să fiți sănătoși, să fiți bucuroși, să aveți parte de sărbători frumoase cu bucurii, să ne rugăm la Bunul Dumnezeu astfel încât tot ceea ce se întâmplă să fie mai bine, lucruri mai bune pentru fiecare dintre noi, nu doar pentru unii, iar ceea ce îmi place mie să spun întotdeauna la final, să nu uitați atunci când vă este greu, fie că vorbim de dumneavoastră ca persoane, fie că vorbim de dumneavoastră ca și instituție, ca biserică, ușa noastră este deschisă permanent pentru toată lumea. Rămâneți cu bine, sărbători fericite, vă doresc din tot sufletul tuturor. Amin. Mulțumim și de data aceasta domnului primar pentru cuvintele frumoase pe care ni le adresează și în vreme ce dânsul ne împărtășea viziunea pe alți 4 ani, m-am gândit, păi, domnul primar este mult mai tânăr decât mine. Dacă un păstor se pensionează pe la 75-80,
cred că e bine să mergem împreună mai departe. Eu ca păstor al bisericii, dumneata ca primar, și să dea bunul Dumnezeu ca și sub bagheta primarului și a păstorilor, a slujitorilor, a preoților din orașul Sfânt Nicolae, mare orașul să înflorească. Amin. Pe unde mă duc în țară, peste hotare, să duc cuvântul lui Dumnezeu, să știți că mă laud cu orașul și le spun că de când sunt permanent de 10 ani în oraș, văd cum se schimbă de la an la an în mai bine și în mai bine și văd căldura oamenilor și văd că la concertul de colinde suntem împreună, simțim unii cu alții, cântăm împreună, ne închinăm împreună înaintea lui Dumnezeu și vreau să cred din toată inima că Dumnezeu se bucură de această închinare a noastră. Amin. Unde este vrajbă, unde nu este pace, unde este tulburare, nicio familie, nicio biserică, niciun oraș nu poate să prospere. Dar acolo unde este unitate, unde este armonie, unde este pace, unde este bună înțelegere, și orașul, și biserica, și familia, toate prosperă. Spun Domnul să fie slăvit pentru orașul în care pentru o vreme ne-a așezat și mulțumim Domnului pentru conducere și cu siguranță nu uităm de sprijinul pe care mi l-ați acordat atunci când nouă ne-a fost greu, am avut o mână întinsă din partea Domnului Primar și a Consiliului Local și cu siguranță noi nu o să uităm lucrul acesta niciodată. Amin. Și de aceea spun slăvit să fie Domnul. Amin. După obiceiul bun pe care îl avem întotdeauna după Domnul Primar, să mă rog lui Dumnezeu pentru voi toți, vreau să mă rog și în această seară pentru Domnul Primar, pentru Viceprimar, pentru Consilier, pentru cei care lucrează în echipa aceasta și așa are dreptate Domnul Primar, cum biserica nu se conduce singură, ci împreună cu diaconii, așa nicio primărie nu se conduce singură, ci împreună cu consilieri. Acolo sunt consilieri, aici sunt diaconi, suntem echipă și aici și acolo. Și ca lucrurile să meargă bine, am stat și m-am gândit la Domnul Iisus, El este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și când s-a întrupat, spune Scriptura că după o noapte petrecută în rugăciune, pe munte, singur, El cu Dumnezeu Tatăl, în zorii unei zile noi, din mulțimea ucenicilor pe care a avut-o atunci, și-a pus 12 bărbați deoparte și a numit apostoli. Și de multe ori am stat să mă gândesc, cum El, Fiul lui Dumnezeu, n-a putut să lucreze de unul singur? El a creat tot ceea ce se vede, tot ceea ce nu se vede. Este creatorul, susținătorul și judecătorul tuturor lucrurilor de sub soare. N-a putut El singur să facă lucrare? A avut nevoie de 12? Nu, putea să facă singur. Dar ne-a lăsat nou un model de viață, să lucrăm în echipă. Și când este lucrarea în echipă, în biserică, biserica propășește. Când familia lucrează în echipă, cei doi parteneri împreună cu copiii, familia propășește și orașul propășește când lângă primar este o echipă. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze toată echipa primăriei Sfânt Nicolae Mare. Amin. O să vă invit să ne ridicăm cu toții înaintea Domnului, să vă conduc într-o rugăciune. Apoi vom cânta o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu. În timpul acestei cântări onorăm pe Domnul și cu darurile de bunăvoie, iar după cântare, după colectă, fratele diacon ne va citi cuvântul lui Dumnezeu din care se va predica în această seară. Cei care mai puteți să rămâneți, vă îndemnăm să rămâneți. Cei care mai trebuie să plecați, am înțeles că mai este o biserică de vizitat, Dumnezeu să fie cu voi. Amin. Tatăl meu și Dumnezeul meu care locuiește în ceruri, îndrăznesc în seara aceasta la tronul Tău de milă și de îndurare, în numele Domnului Iisus Hristos, care este viu în vecii vecilor, și prin Duhul Sfânt pe care l-ai așezat în inima mea, să-ți cer într-un mod special și deosebit binecuvântarea ta peste Domnul Primar și peste echipa de slujire a primăriei de la Sfânt Nicolae Mare. Mulțumesc că până acum i-ai condus și i-ai călăuzit. Mulțumesc că până acum i-ai păstrat cu sănătate. Mulțumesc că le-ai dat înțelepciune ca să conducă în bune condiții destinele acestui oraș,
în continuare vreau să-i încredințez pe toți care fac parte din conducerea orașului în brațul Tău cel puternic de Dumnezeu și să cer încă o dată peste ei toți protecția Sângelui Divin. Călătoresc mult de la San Nicolau spre Timișoara, spre București. Sunt în permanență în pericol în călătoriile lor. Doamne, Te rog să-i o protești. Amin. Sunt ținta diavolului în fiecare zi din viața lor care urmărește dezbinarea. Doamne, Te rugăm să-i ferești de lucrurile acestea. Aș vrea în continuare să îi binecuvintez cu sănătate duhovnicească, să îi binecuvintez cu sănătate fizică și nu numai pe ei, binecuvintează familiile lor, binecuvintează-le partenerii și binecuvintează-le copiii. Binecuvântă, Doamne, orașul San Nicolaul Mare, binecuvintează-l județul și Te rugăm, binecuvintează România. Și pentru că în anul acesta ne stau alegerile în față, Doamne, Te rog să pui oameni competenți la cârma țării noastre și al Tău nume să fie lăudat, binecuvântat și glorificat și acum și în veci de veci. Amin. El ne-a iubit. Aș vrea această frumoasă să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, la capitolul 20. Vrem să citim la versetul 19 la versetul 23. Toți cei care aveți cuvântul Dumnezeu, Biblia, vom deschide la pagina 1053. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, vom citi la versetul 19 până la versetul 23. Cuvântul Domnului spune astfel, în seara aceeași zi, cea din tâia săptămână, pe când ușile locurile erau, unde erau adunați ucenici, erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă. Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate, celor ce le veți ține vor fi ținute. Amin. Amin. Până aici cuvântul Domnului această voastră. Doamne, îți mulțumim că până aici
Te-am simțit prezent prin tot ceea ce am făcut, Doamne. Am putut să te lăudăm prin poezii și prin cântări. Ne-am rugat înaintea ta și am cerut binecuvântarea ta. Dar în acest moment stăm înaintea cuvântului tău și vrem, Doamne, ca și în această masă cuvântul tău să fie pentru noi o binecuvântare. Amin. Ca și altă dată te rog, în această seară, fă ca robul tău să capete trecere înaintea ta. Amin. Și aș vrea să vorbești minții, inimii și plecând de aici să fim încurajați de faptul că tu ești viu și pentru că ești viu, tu ești gata să ne vorbești. Amin. Amin. Vreau să ocupați locurile. Dacă ar trebui să vă întreb în această masă câți mai aveți răbdare să mă ascultați, n-aș vrea să aflu un pronostic. Dar totuși, în această masă vreau, în timpul care stă în față, atât eu și cât și dumneavoastră să ne concentrăm asupra Cuvântului Dumnezeu, pentru că vreau să plecăm încurajați de Cuvântul Domnului, vreau să fim mișcați de Cuvântul lui Dumnezeu și totodată vreau să fim hrăniți de Cuvântul Domnului, pentru că inima noastră are nevoie de Cuvântul Domnului. Amin. Zile trecute am fost întrebat de cineva, pentru că îi spuneam că trebuie să predic duminică seara și m-a întrebat dacă am emoții dacă trebuie să predic. Și am zis așa. Am trecut de prima emoție în care să mă pot uita în biserică la frații în ochi. Am trecut de asta. Dar emoția e permanentă atunci când te ridici, că te gândești cum o să iese predica. Cum o să primească frații. Dacă o să le placă predica. Și cum o să plece din biserică. Binecuvântați, încurajați. Și vreau în această seară, pentru că oricum am emoție, emoția care am vrea să fie constructivă. Amin. Și vreau să vă zic ceva să încheie această introducere. Când cânți, când recit o poezie, când predici, emoția e acolo. Pentru că noi îl lăudăm pe cel care este veșnic viu. Noi lăudăm și ne predicăm pe Iisus Hristos cel înviat din morții morților. Și vreau în această frumoasă să nu uitați un lucru. Că Iisus Hristos este viu în veci. Amin. Amin. Orice creștin, orice credincios, în anii vieții lui pe calea lui Dumnezeu, în fiecare an, sărbătorește cel puțin 4 evenimente profunde pe care a trăit Domnul Hristos venind în această lume. Primul eveniment a fost atunci când Domnul Hristos a venit în lume. Și Evanghelia după Luca, în capitolul 2, spune că în noaptea în care păstorii săteau în câmp, cerul s-a deschis, un înger a coborât și a spus: nu vă temeți că vă aduc o veste bună. În cetatea lui David s-a născut ce? Un mântuitor. Vreau să nu uitați lucrul acesta. Un mântuitor. Care este Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin. În trecerea timpului, foarte curând, vine botezul Domnului Iisus Hristos. Și la un moment dat spune cuvântul Domnului că un om, numele lui era Ioan, îmbrăcat într-o haină de piele, se hrănea cu miere și cu lăcuste. Spune acest om că spunea așa: iată mielul lui Dumnezeu care ridică ce? Păcatul întregii lumi. Mai apoi, după o perioadă, cuvântul Domnului spune că a venit o zi în care Domnul Hristos a fost adus înaintea lui Pilat, a fost judecat, a fost răstignit, a murit. Și după ce a murit, spune cuvântul Domnului în Marcu, capitolul 15, așa: un sutaș, față în față cu Domnul care a murit pe cruce, și ce a spus? Cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Un alt eveniment, și foarte repede o să ajungem, pentru că timpul trece foarte repede, peste 40 de zile spune cuvântul Domnului că Domnul s-a înălțat la cer. Și Evanghelia la un moment dat spun că în timp ce era acolo cu ucenicii, Domnul Hristos s-a înălțat la cer. Știți ce m-am gândit când am scris acest cuvânt?
a spart orice lege a fizicii, pentru că un corp se ridică dacă este ajutat. Iar fără niciun ajutor, pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, s-a dus în slavă, în cer, cu promisiunea că într-o zi se va întoarce și ne va duce pe toți aceia care cred, ne va duce cu El o veșnicie în slavă. Amin. Amin. Oricare predicator care vine aici, oricare predică o predică despre Iisus Hristos Domnul, noi încercăm să creionăm, de fapt, cine este Iisus Hristos Domnul. Și conștientizăm, la un moment dat, faptul că niciodată nu putem să spunem în totalitate măreția, gloria, puterea și slava Domnului nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie El. Amin. Unul din psalmi spune, cerul spun ce? Slava ta. El a dat totul pentru noi. Prin moartea și învierea Lui, aduce oricărui om care crede speranța că într-o zi va fi cu El în cer. Și nu va sta în cer o zi, două sau câțiva ani, cum stă pe pământ. Spune cuvântul lui Domnului că noi vom sta o viață veșnică împreună cu El. Amin. Vreau în această după masă să reflectez la trei adevăruri care ne încurajează că învierea lui Iisus este speranța oricărui om din lume care crede în El. Amin. Amin. Învierea lui Iisus este speranța în lume pentru oricare om care crede în El. Primul adevăr este dovada împărăției lui Dumnezeu în lume adusă prin Domnul Hristos. Amin. Acesta este primul gând, să nu uitați. Dovada împărăției lui Dumnezeu adusă în lume de Fiul lui Dumnezeu prin moartea Lui și prin învierea Lui. Iisus s-a arătat în această lume ca să se vadă împărăția lui Dumnezeu. Prin tot ceea ce a făcut, prin jertfa de la Golgota, prin moartea și învierea Lui, a demonstrat încă o dată că El a venit nu de oriunde. A venit din împărăția lui Dumnezeu. Prin felul cum s-a comportat, prin felul cum a învățat oamenii, a arătat ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Prezența lui Iisus în noi. Vreau să spunem, prezența Domnului Iisus este în noi? Amin. Ne demonstrează că împărăția lui Dumnezeu este deja în noi. Pentru că credem în învierea așezată în inimile noastre. Amin. Amin. Frate Denis, vreau să mă ajut. Evanghelia după Luca, aș vrea să deschizi la capitolul 17, să citim versetul 20 și versetul 21, ca să dovedesc de ce împărăția lui Dumnezeu este în noi. A venit prin Domnul Hristos. Și aici cuvântul Domnului spune așa. Farisei au întrebat pe Iisus când a venit, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Drept răspuns, El le-a zis. Împărăția lui Dumnezeu nu vine așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo. Căci iată că împărățirea lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Amin. Lasă-te rog versetul acesta. Vreau să vă întreb, împărățirea lui Dumnezeu este înăuntru nostru? Amin. Ea este dovada că Cel care a venit ne-a dus această împărăție. Și ar vrea să nu uităm niciodată. Noi care l-am mărturisit pe Iisus Hristos ca Domn, Cel care a murit și a înviat pentru noi și noi credem în lucrul acesta, împărăția lui Dumnezeu este altfel. Este înăuntru nostru. Amin. Mă rog în această dupămasă, această împărăție, să rămână pentru totdeauna în inimile noastre. Amin. Aș vrea ca această dupămasă, această împărăție a lui Dumnezeu, să pătrundă în inima multor suflete care încă nu l-au primit ca El, pe El ca Domn și Stăpân în viața lor. Amin. Îmi place că atunci când ai împărăția lui Dumnezeu în inima ta, ai speranță, ai credință, pentru că doar prin El trăiești realitatea prezenței Domnului Hristos în viața ta, pentru că El ne-a eliberat, El ne-a transformat, El a lăsat Duhul Sfânt peste noi. Spune cuvântul Domnului aici că după ce a spus, doară pace voi, a suflat peste ei și a zis, luați Duh ce? Duh Sfânt, spune cuvântul Domnului aici.
Știți cum ne mai numește Biblia pe noi, ca și oameni? Un vas de lut. Nu? Suntem din pământ făcuți. Creați în Dumnezeu. Un vas de lut. Și poate că am spune că un vas de lut din pământ nu valorează foarte mult. Dar vreau să vă zic ceva. Atunci când ai împărăția lui Dumnezeu înăuntru tău, în acest trup de lut, Dumnezeu pune în tine o comoară. Și această comoară este Domnul Iisus Hristos. Amin. Aș vrea să închei acest gând, să vă spun. Noi suntem un vas de lut, dar noi avem o comoară în noi. Și acea comoară este Iisus Hristos, care a plătit prețul pentru fiecare dintre noi. Amin. Amin. Gândiți-vă la un lucru. Vă aduc o veste bună, spunem, vă aducem în cetatea de la Visăvărașe, ce? Un mântuitor, de la început. El a venit să ne mântuiască. El a venit să ducă împărăția lui Dumnezeu. Ca noi mai devreme sau mai târziu, primindu-L pe El în viața noastră, să trăim pentru această împărăție. Amin. Amin. Aș vrea să nu pleci în această seară fără împărăția lui Dumnezeu în inima ta. Amin. Aș vrea ca această împărăție să o păstrezi în acest vas de lut. Ca într-o zi, Dumnezeu să te ducă în slavă Lui, când să stai în veșnicie și să vezi ochii tăi, cerul deschis, să vezi slavă Lui Dumnezeu, să vezi puterea Dumnezeu, să vezi măreția Lui. Amin. Amin. A doilea gând, învierea lui Iisus, speranță pentru lume, pentru om, orice om care crede în El, este prima secvență acestei realități finale. Dar înainte de a intra acest al doilea gând, totuși mă gândesc să vă las încă un verset ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. În Romani, capitolul 14, vreau să deschid foarte Denis, versetul 17. Să vedeți și vreau să spun acest verset pentru că ar vrea să clarific încă o dată, să argumentez, să întăresc cuvântul Domnului. Căci împărăția Dumnezeu nu este, ce? Mâncare și băutură, ci neprihănire, pace, bucurie în Duhul Sfânt. Amin. Oare noi trăim noi de aici, de pe pământ, aceste lucruri? Este neprihănire că e mâncarea Dumnezeu. Este pace, este bucurie, este Duhul Sfânt, la lucru slăvit să fie Domnul. Amin. Al doilea gând, așa cum am zis, prima secvență aceste realități finale. Venind de Iisus Hristos în lume, a fost prima oară când s-a văzut vizibil că El a venit, a pătimit, a dat asupra Lui vina păcatelor noastre, a murit și a înviat. Dar să știți că toate lucrurile acestea spun despre un lucru, că va exista o realitate finală. Revenirea Domnului Iisus Hristos. Va veni o zi când Domnul va veni din nou. Să-ți judece mireasa sa. Oare cât mai cred oamenii în revenirea Domnului Iisus Hristos? Una din cântări care a cântat-o duminica trecută, dacă nu mă știu foarte vreau, vine o zi când vom pleca. Vine o zi. Oare atunci cum va fi? Spune că poetul cântării. Această primă secvență a lui Hristos, prin tot ceea ce a făcut pentru noi, arată că mai devreme sau mai târziu va fi o realitate finală. El va veni și ne va duce în slava Lui. Amin. Amin. Atunci când crezi în revenirea Lui, primești din partea Domnului Iisus Hristos un dar. Și acest dar este că tu ai locul asigurat în cer, alături de Domnul Iisus Hristos. Cred că dacă această masă ar trebui să vă întreb pe fiecare parte, dacă ne dorim un loc în cer. Amin. Ne dorim un loc în cer, frați și surori. Că mai devreme sau mai târziu vom pleca fiecare de aici. Acum, în această masă am făcut repetiție și m-am uit în minte, soția mea a zis la Amalia, ia-mi poșeta de aici de unde avea Alexandra și du-m la locul meu. Și să ne ocupăm nimeni locul. Acum nu suntem la ortodox, nu suntem nici la catolic, nu suntem niciunde. Dar ne place să stăm și în biserică, pe locul ne-a obișnuit, nu?
Și nu-i rău, frați și surori. Dar știți că Domnul ne-a dăruit un dar, un loc în cer. Și acest lucru îl poate da doar Domnul Iisus Hristos, pentru că El a murit și a înviat. Slăviți să-i fie numele Lui. Amin. Speranța noastră ar trebui să fie că noi, ca și copii al Dumnezeu, niciodată nu o să fim abandonați. Niciodată nu o să fim lăsați deoparte, pentru că El întotdeauna va fi cu noi. Va fi cu noi până la sfârșitul veacului acestea, va fi până în ziua când ne va lua cu El și atunci va fi cu El în slavă. Dar până atunci, atunci când te simți, frate și soră, prieten ascultător, când te simți singur, să știi că Dumnezeu e acolo. El nu ne va abandona. Mai mult, aș vrea să nu uitați un lucru. Că atunci când ne va duce în cer, trupul acestei muritoare, ne va face niște trupuri pentru slavă lui Dumnezeu. Vom fi niște trupuri după slavă lui Dumnezeu, în care vom sta înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, o spus fratele păstor dimineața, a fost foarte atent la predică, că în ziua când va veni, cei care au dormit în Domnul vor în via. Se vor trezi și vor începe o nouă viață cu Iisus Hristos, Domnul. Amin. Cei care nu o să moară, și acum, el zis, poate, frate, eu nu mi-aș dori să murim noi, că e greu să ne despărțim așa, noi frați din adunare. Și fratele Flavius zice, eu aș vrea să ca Domnul să ne repească pe toți. Acum, și eu aș vrea să fiu răpit. Să nu gust moartea. Dar nu știm. Acest eveniment, v-am spus doar patru evenimente la început, al cincilea eveniment care va fi un eveniment unic și după răpirea Domnului Hristos, nu se va mai vorbi niciodată. Pentru că cei care vor fi cu Hristos vor gusta din bunătatea și din dragostea Lui. Amin. Îmi doresc în această seară realitatea finală, știți care să fie? Dumnezeu să răpească biserica nădejdea în totalitatea. Amin. Amin. Aș vrea ca niciunul să nu gustăm moartea. Și dacă o să o gustăm accidental, în ziua când El va veni, să înviați, să înviem împreună cu Hristos. Amin. La o viață nouă. O viață veșnică cu El. Amin. Amin. Și ultimul gând. Să vii să fie Domnul, că mă cadeți în timp. Este prima dată când predic cel mai puțin. Și vreau să zic o paranteză. În ultima vreme am fost în avonul bisericii și predica fratele Marcel. Și m-am uitat la aceea să își predica jumătate. Mi-a zis, Doamne, dar fă să predic cel mai mult, că eu predic mai mult, că să am și o scuză. Și noi ieșit așa. Duminica trecută, fratele păstorul predica seara tot jumătate de oră. Dar în această seară vreau să rămân la o jumătate de oră. Dar vreau ca să plecăm încurajați de Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Învierea Domnului Hristos, care aduce speranță pentru orice om care crede de lume, este încă un lucru. Este lumina Lui, care aduce speranță pentru orice om care crede în moartea și învierea Lui. Amin. Vreau să deschidem Cuvântul Domnului, frate Denis, la Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 1 și versetul 12. Și aici Cuvântul Domnului spune așa. Capitolul 8, versetul 12. Iisus le-a vorbit din nou și le-a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Amin. Vreau să vă întreb, de dimineață, fratele Călin a avut un îndemn. Știți care a fost îndemn? Nu știu cât mai știți. Să cerem, în afară de iertare, să ne rugăm Domnului ca să-L urmăm pe El. Amin. Spune că cine umblă lumina Lui, îl urmează pe El. Și cine umblă lumina Lui, nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieții. Amin. Vreau să deschidem tot în Ioan, capitolul 1, să vedem ce spune Cuvântul Domnului aici. Și vom citi versetul 4 înainte. Și aici Cuvântul Domnului spune așa. În El era viață și viața era lumina oamenilor. Un om care are viață înseamnă că are lumina din partea lui Dumnezeu.
atâta timp cât vei umbla în lumina lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului aici, tu vei avea viață. Dacă prețuim viața sfântă, dacă prețuim viața cu Dumnezeu, aș vrea ca Domnul să ne ajute să umblăm în lumina lui. Amin. Și cuvântul Domnului continuă așa și spune aici, lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Amin. Citeam această frumoasă, acest verset și m-am gândit, da, dacă întunericul ar fi biruit această lumină, ce s-ar fi întâmplat? Dar să știți că lumina lui Dumnezeu nu poate fi biruită de nimeni, pentru că El este lumina. El a creat lumina. Slăvit să fie Domnul. Amin. Aș vrea să mă uit și să ne uităm. Aici am cuvântul Domnului care a citit această pe masă, însă mai spre sfârșit. Dar în versetul 11, din capitolul 20, cuvântul Domnului spune că Maria ședea afară lângă mănuși și plângea. Maria în acele momente n-a văzut nimic ca lumină. A văzut doar întuneric. A confundat totul. Și la un moment dat spune cuvântul Domnului că Iisus Hristos a zis, femeie, de ce plânge? Știți că atunci s-a deschis ochii și a văzut lumina din cer? În momentul acela, când simți lumina lui Dumnezeu, în viața ta se produce un lucru. Tu nu mai ai lacrimi, că El le șterge. Slăviți să fie Domnul. Amin. Am citit în această pămasă cuvântul Domnului și spune că ușile unde erau ei, cei 10 ucenici, erau încuiate. Știți ce m-am gândit? Dacă în vremea aceea puteau să fie montate camere de luat vederi, toți ucenicii erau cu ochii pe monitor, să uitau cine vine, cine e pe stradă, cine bate la ușă. Pentru că erau foarte înspăimântați, erau năuciți, erau disperați, erau într-o negură în care nu mai știau care este scăparea. Și Domnul Iisus Hristos aduce lumina înăuntru lor și spune, pace vouă. Vreau să mă întreb, aveam nevoie de această lumină? Aveam nevoie. Spune cuvântul Domnului că doi ucenici mergeau spre Emaus. Triști. Și s-au venit cu cine? Cu Domnul. N-au văzut doar întuneric în față. Dar să știți că după ce Domnul Hristos le deschide ochii, îi văd lumina, îl văd pe El. Și știți că din tristețe se formează altceva. Speranța pierdută. Își dau seama că acela care este lumina, a înviat, și este viu de cei vecilor. Amin. Acum, se vorbește foarte mult în această preajmă când să mergi la biserică noaptea și să iei ce? Lumină. Dar cine dă lumină? Domnul. A fost aseara cineva și nu-i pocăit. Și eu zic, de când să mă duc la ortodoxie acum? N-am venit nimic acum. De când să mă duc să iau lumină și mai bine stăm noi aici și stăm și noi bine să fim împreună, zice că să fim de noi iubire, așa. Știți cine mai fost luminat? O să vorbim duminica viitoare. Eu nu o să fiu aici, cei care vor vorbi. Despre Toma, vezi, eu nu cred. Și Domnul luminează spunându-i, Toma, vine aici. Și ce m-a gândit la Domnul Iisus Hristos? Putea să zică sigur, dacă nu crezi, treaba ta. Eu sunt Domnul. Dar cu câtă blândețe vine Domnul să ne lămurească. Ați vrea în continuare plecând în această seară de aici să plecăm cu această lumină care este Domnul Iisus Hristos? Spune că lumina Lui aduce speranță. Lumina Lui ne pregătește. Și
și ne călăuzește pe drumul spre veșnicie. Lumina Lui ne dă un start pentru la ceea ce urmează, veșnicia împreună cu Hristos. Lumina Lui va rămâne veșnic aprinsă. Amin. Pentru că El iubește lumina. Aici cuvântul Domnului, după ce Domnul Hristos vine, coboară în mijlocul lor, mă gândeam că a fost și întuneric, că nu prea a fost poate prea multă lumină, sau o lumină difuză. El coboară și aduce lumină. Le spune pace vouă. Poate că în această seară suntem persoane aici care am vrea Domnul să-mi dea pacea Lui. Să-mi dea lumina Lui. Poate că în această dupămasă unii de noi a pierdut startul care duce spre veșnicie. Domnul te așteaptă și te cheamă să mergi împreună către veșnicie. Aș vrea să închei spunându-vă cu mulțumirea că Domnul Iisus Hristos a înviat. El este viu în vecii vecilor. Noi ca și creștini aș vrea să trăim cu speranța că la capăt de drum ne vom întâlni cu Domnul. Până atunci vor fi lacrimi. Dar cel care șterge lacrimile și aduce alinare suflet este Domnul Iisus Hristos. Amin. Până atunci vor exista momente de frică. Și poate că de mult nu veți vedea pe nimeni. Poate am primit momente care ne-am închis în camera noastră și am zis, Doamne, vreau pe Tine să te aud. În acele momente, poate că în camera ne-am rugat pentru cei dragi ai noștri și poate că ne doare pentru că nu sunt pe calea Domnului. Poate ne rugăm și, cum spunea sora Rozalia, ca Dumnezeu să mântuiască familia ei. Și poate că în acele momente, fără să ne dăm seama, Domnul a venit și a zis, eu o să dau pace în mijlocul furtunii. În acele momente, Dumnezeu ne încurajează și spune, indiferent cât o să fie de greu și de întuneric pe cale, El, Domnul, să lumină. Și ce-mi place cuvântul Domnului când spune, ci că eu sunt lumina lumii. Domnul nu spune că sunt lumina doar pentru unii frați, sau pentru unii surori, sau pentru unii prieteni. Spune, eu sunt lumina lumii. Cine vine la mine, are viață. Cine vrea să umble lumină, umblă cu mine. Aș vrea ca toți care suntem aici, Domnul, să ne binecuvânteze. Aș vrea ca oamenii să vadă de afară că noi luminăm în bezna acestei lumi. Pentru că este mult întuneric afară. Știți cum vreau să încheie și n-am vrut să încheie așa. Dar în această voastră vine mai repede la biserică, fratele Flavius mi-a zis despre un vis. Care a spus aseară fratele păstor Vladimir Custan în noaptea de înviere. Și spune că, le spunea fratele Custan celor de acolo că încă mai este marcat de vis. De câteva zile de vis. Le
spune că a văzut soarele și soarele nu mai avea culoarea galbenă. A avut altă culoare. Și a zis, nu-i normal. Și a zis că s-a uitat la iarbă și iarba nu mai era verde. Era galben. Și dacă nu mai știu la te frate, s-a zis că a auzit o voce care a zis așa. Pustane, ești în cer. Nu și-o dat seama și a zis, Pustane, tu ești deja în cer. Și s-a uitat la un om care îl cunoștea de pe pământ și a zis, mă, tu aici în cer? Ăla a zis, mă, Pustane, dar și tu ești în cer? Când mi-a zis fratele Plavzăs acest vis a fratelui Pustan, așa am stat amândoi cu emoții și cercetați. Că într-o zi o să fim în cer. Amin. Și lumina lui va plina peste orice om care va fi acolo. Spune că acolo nu va fi nici plâns, nici cărțirea dinților. Spune că va fi lumină, nu va fi întuneric. Spune că El va străluci. Știți cu ce vreau să încheie? Că nu o să ne dăm seama, așa că poate păstorat că să ajungem în cer. Dar aș vrea că nu să fim acolo, să ne strigăm pe lume un pat. Să ne spunem, măi, Căline, tu ești în cer. Frate Vasile, ești în cer. Frate și soră, ești în cer. Pentru că e cel care a murit. A înviat. Și prin învierea Lui, noi avem viață veșnică. Amin. Thank you.
Spun slavă Domnului pentru ziua aceasta, mulțumim și fratele Diacon pentru slujirea în cuvânt celor ce a slujit prin poezie și prin cântare. Domnul să vă răsplătească și celor ce s-au rugat pentru ei. De asemenea, așteptăm ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Vă aduc salutări sfinte de la frații de la Gotlo, cu care am petrecut în după amiaza aceasta, și cu frații de la Saravale. Și frații de la Gotlo și cei de la Saravale vă transmit salutări sfinte în numele Domnului. Următoarea părtășie a bisericii este mâine dimineața la ora 10. Ne strângem din nou în locul acesta să cântăm împreună, să ne rugăm împreună și împreună să ascultăm mărturia Cuvântului Divin. Apoi în ziua de joi seara, la ora 19, la ora 7, și pentru duminica viitoare vă reamintesc că vom avea musafir și dimineața și seara. Dimineața va veni un frate păstor care ne va prezenta lucrarea lui Dumnezeu din Tanzania și vom face o colectă specială pentru ei, pentru nevoile de acolo. Frații noștri au construit acolo case familiale, au construit biserici, au construit școli și construiesc și spitale. Vrem și noi să dăm o mână de ajutor, așadar, duminica viitoare de dimineață vă îndemn să veniți pregătiți de acasă pentru o colectă specială. Iar duminica viitoare seara îl așteptăm în adunare pe fratele păstor Bebe Ceaușu, păstorul bisericii Haru Lugoș. Tocmai m-a întrebat la ce oră este părtășia. Când finalizăm părtășia din seara aceasta, o să-i răspund că îl așteptăm la ora 18, duminica viitoare. Acestea fiind spuse, vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și împreună cu sora Emanuela și cu fratele Denis să venim în rugăciune înaintea Domnului pentru această zi. Amin. Și Harul Domnului Iisus, dragostea Tatălui și călăuzirea Duhului Sfânt, dă Doamne, să fie cu noi cei din locul acesta, să fie cu toți răscumpărații Tăi, până la marginile Pământului, de astăzi și până în vecii vecilor. Amin. Hristos, amin.
slăvit pentru această întreagă zi. El să vă binecuvinteze și nu uitați, vă așteptăm mâine dimineață la ora 10. Amin.